Pădurea Copandului din județul Cluj a fost gazda unui eveniment plin de culoare organizat de Asociația Activ pentru Tine. La a treia ediție, Alergă în Culoare a reunit zeci de copii care au alergat pentru a strânge banii necesari organizării unei tabere destinate copiilor din medii defavorizate. Astăzi suntem la Alergă în Culoare și ce am făcut eu și cu marea echipă de voluntari. Ei bine, am ajutat la marcarea traseului și ne-am pregătit în a roșca în voi cu prafuri colorate. Fiți pregătiți! Participanții s-au putut bucura de ateliere de pictură pe față, momente artistice de dans sportiv și muzică pop, expoziții de robotică, dar și gustări tradiționale și băutură curitoare pentru a-și reface energiile după traseul parcurs. În spatele meu, după cum vedeți, se desfășoară în continuare alergarea în culori. O mare distracție și o mare culoare de oameni pe care am trăit-o cu foarte mare entuziasm și cu foarte mare bucurie, fiind deja la a treia ediție. Ne bucurăm că am reușit să adunăm atâția oameni aici. Sperăm să reușim să ducem cât mai mulți copii în tabără, copii din medii defavorizate, fiind la a treia ediție de alergare în culori. Evenimentul propriu-zis a fost pentru strângere de fonduri pentru copiii din familii nevoiașe. Iar cum puteam să facem mai frumos strângerea asta de fonduri decât cu o mare de culoare, de copii veseli, de distracție, cu oameni cu foarte multă energie pozitivă și copii foarte, foarte frumoși. Colorați toți! Toți participanții la cross au primit tricouri albe, pe care mai apoi le-au murdărit de culoare, dar și de amintiri prețioase de la prieteniile legate în cadrul evenimentului. Mi pare doar un eveniment la care se distrează împreună și sunt plin de culori. De fapt, are un scop foarte bun și ajută copiii defavorizați să se dezvolte. Atracția principală a evenimentului din 8 iunie a fost explozia de culori. Toți cei prezenți au avut posibilitatea de a se distra și de a face o faptă bună, iar acest lucru a închegat comunitatea și a creat contextul de dezvoltare a unor copii aflați în nevoie, prin șansa de a-și depăși condiția.